Credincioșii din municipiul Curtea de Argeș s-au rugat astăzi la Catedrala Arhiepiscopală. Sfânta Liturghie a fost oficiată de înalt preasfințitul părinte arhiepiscop Calinic. În cuvântul de învățătură, ierarhul a evidențiat dragostea pe care Sfântul Neagoe Vodă Basarab a avut-o față de mama lui Neaga, pentru care a construit această catedrală. Vă mulțumim pentru răbdarea dintotdeauna. Noi ținem din adinsul ca astăzi, în Duminica Ortodoxiei, să fim în catedrala aceasta tânără de 500 și ceva de ani, zidită de Sfântul Neagoe Vodă Basarab, din iubire pentru Maica Domnului și pentru Mama Lui. Sfântul Neagoe Vodă Basarab a zidit această capodoperă fiind ortodoxul unic, să spunem așa, în lume, care a grupat în piatră această zidire unică și a întrupat într-o carte unică învățăturii Neagoe Vodă Basarab către Fiul Sfânt Teodosie. Catedrala arhiepiscopală din municipiul Curtea de Argeș a fost construită în perioada 1512-1517.